În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul. S-au spus așa multe cuvinte în seara aceasta și zicea fratele Cristi la un moment dat că oamenii s-au săturat de predici. Oamenii au nevoie de Hristos. Și cred că noi cu atât mai mult. Mă uit la acești tineri care vin în fiecare duminică și de multe ori mă frământ și mă gândesc, oare nu sătui de predici? Cei care sunteți învățați și dorniți să ascultați cuvântul Domnului, nu vi greu. Cei care mergeți acasă și nu aveți ispite sau aveți foarte puține ispite, nu vi greu să stați în locuri ca și acestea. Dar acești tineri care sunt înconjurați de sute de ori mai multe ispite decât dumneavoastră, ceilalți, nu le ușor să stea în locuri ca și acestea. M-am bucurat foarte tare când am văzut că fratele Tarian ne-a dat în seara aceasta îndemnuri și pentru frați, și pentru surori, și pentru tineri, și ne-a pus la inimă că, ca fiecare dintre noi să ne cercetăm. Și am auzit că la trecerea, la sfârșitul unui an și începutul altuia nou, orice om înțelept se cercetează pe sine. Aș vrea să vă pun la inimă un îndemn din Epistola 1 către Corinteni, capitolul 1, versetul 10. Zice Sfântul Pavel așa: vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toți să vorbiți la fel și să nu fie dezbinări între voi și să fiți cu totul uniți în același cuget și în aceeași înțelegere. Aș vrea să mă opresc un pic la aceste cuvinte, pentru că aici sunt taine, sunt lucruri așa de importante, așa de adânci, încât dacă trecem repede, s-ar putea să pierdem tocmai esența cuvântului lui Dumnezeu. Să vorbim la fel. E foarte greu să vorbim la fel. Și nu se referă la faptul că unul vorbește mai repede și altul mai rar, la unul mai tare și altul mai încet. Și să vorbim aceleași lucruri, același limbaj, în primul rând. Dacă să putem vorbi la fel, zice să fim uniți în același cuget sau aceeași minte. În limba greacă, cuvântul acesta, cuget sau minte, se numește noia. Și aș vrea să fiți un pic atenți. Să avem aceeași minte, același cuget, e foarte greu, că noi avem minți diferite, avem școli diferite, avem cultură diferită, avem părinți diferiți, familii diferite, suntem diferiți. Cum putem să avem aceeași minte cu toții? Și să fim în aceeași înțelegere, să înțelegem tainele lui Dumnezeu la fel. Tot în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 2, versetul de la 14, 15 și 16 o să citesc. Omul firesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie și nu poate să le înțeleagă, fiindcă ele se judecă duhovnicește. Dar omul duhovnicesc toate le judecă, pe el însă nu-l judecă nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-l învețe pe el? Noi însă avem gândul lui Hristos. Și aici aș vrea să fiți foarte atenți. Cine a cunoscut gândul Domnului? Adică mintea Domnului. Noi, zice Sfântul Pavel, avem gândul sau mintea lui Hristos. Și aici fiți foarte atenți că nu ne spune să avem minte ca și a lui Hristos, să ne asemănăm în gândire cu Hristos, în cuget cu Hristos, să avem mintea lui Hristos. Și ca toți să avem aceeași gândire, înseamnă să avem aceeași minte. Și înseamnă să renunțăm la mintea noastră și să avem mintea și gândirea lui Hristos. În limba greacă înseamnă, se spune, homonoia, aceeași minte. Și aici aș vrea să fiți foarte atenți. După aceea, ca să ajungem toți la aceeași minte, înseamnă să schimbăm ceva, să schimbăm mintea noastră, să renunțăm la orgoliile noastre, la gândirea noastră și să luăm mintea lui Hristos. Știți cum se zice în limba greacă schimbare? Metanoia. Adică schimbarea minții. Când omul schimbă mintea, atunci
Nu mai gândește la fel ca și înainte. Și dacă ați fost atenți, fratele Traian Dorș, pe asta a pus accentul. Nu ajunge să îl imităm pe Hristos. Să venim la biserică și să ne purtăm ca și cum s-ar purta Hristos. Dar noi cu mintea să fim în altă parte. Ați auzit despre fratele fiului risipitor, că acel a rămas în casa tatălui, dar mintea lui era tot după frate sau după ce chefuri și destrăbălări petrece el. Părintele Iosif Trifa cu oastea Domnului a venit să ne învețe să schimbăm mintea și inima noastră. Să luăm o direcție bună cu viața noastră, o hotărâre bună. Și cred că în momente ca și acestea, hotărârile pot să fie și drumurile pot să fie spre Dumnezeu dacă noi ne gândim foarte serios. Mă gândesc la părintele Iosif Trifa, care își petrecea în 1923 Revelionul singur. Câți oameni sunt singuri în ziua de astăzi? Și ce mare dar avem noi că nu petrecem singuri sau izolați. Ce greu este să înțelegem că părintele Iosif s-a străduit să gândească cu mintea lui Hristos. Și această lucrare a gândit-o cu mintea lui Hristos. Și noi credem că trăirea în Hristos, viața în Hristos, e ceva tainic, e ceva care nu poate să facă omul fără minte. Și dacă tot am ajuns aici, uitați-vă, zicem la liturghie, să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Asta înseamnă să avem aceeași minte, același gând. Fără minte, în limba greacă, știți cum îi zice? Fără, se spune para. Și fără minte înseamnă paranoia. Deci omul paranoic, nebun, e acela care nu gândește cu mintea lui Hristos. Știu că sună urât. Sună îngrozitor. De câte ori gândim anumite lucruri cu mintea noastră și de câte ori lăsăm pe Hristos să gândească în locul nostru? Omul duhovnicesc e acela care își pune și mintea, și inima, și sufletul, toate în ascultare de Hristos. Ca asta zice la un moment dat în epistola a doua către Corinteni, în capitolul 10, versetul 5. Toată trufia care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și tot gândul îl robim spre ascultarea lui Hristos. Deci noi ne robim gândurile, zice Sfântul Pavel, în ascultare de Hristos, pentru ca nu cumva să fim noi păcăliți, pentru că omul care crede că gândește singur, care are minte bună, oricât de deștept ar fi, este fără minte. Tot Sfântul Pavel, în epistola către Filipeni, capitolul 2, versetul 2, zice: faceți-mi bucuria de plină ca să gândiți la fel, având aceeași iubire, aceleași simțiri și aceeași cugetare. Aș vrea ca anul care vine să ne dea o minte sănătoasă, să ne dea aceeași inimă, aceleași simțiri, să nu mai fie frică de nimic, să avem încredere în Dumnezeul nostru mare. Noi de foarte multe ori ne temem, vin oameni de știință și spun: uite-te că eu am stat și am citit și am experimentat anumite lucruri, am studiat, am calculat. Și rezultatele științifice nu le contestă oamenii. Noi avem încredere și în teorema lui Pitagora, nu? Pentru că el a descoperit-o. Dar nu știu cât am verificat-o sau cât am mers pas cu pas după ea. În atâtea teorii din lumea aceasta, oamenii de știință, avem încredere. Ei, teoria înseamnă experiență. Și experiență în limba greacă se spune ascesis, de la asceză vine. Deci, părinții bisericii, când au experiență duhovnicească, prin asceză, nu fac altceva decât știință. Credința e știință. Tot ceea ce spun părinții nu e altceva decât ca oamenii de știință care stau ascunși în cămăruța lor și tot studiază. Omul credincios e acela care stă și se roagă și studiază în felul acesta, experimentând tainele lui Dumnezeu, și apoi emite un fel de teorii. Toate dogmele sunt niște teorii, niște învățături care să ne aducă pe noi, pe toți, la gândirea și la mintea lui Hristos. De aceea, cred că anul acesta ar trebui să-l începem punându-ne în gând: Doamne, dă-ne putere să gândim cu mintea Ta,
Să renunțăm la mintea noastră și să ne unim cu mintea ta, cu gândul tău și prin cuvântul sfânt al Scripturii. Și prin împărtășanie, că acolo e legătură strânsă între noi și Hristos. Și prin rugăciune, acolo gândul nostru se pune la picioarele gândului lui Hristos. Și prin părtășia noastră frățească să avem același gând. Și am vrea ca să încheiem adunarea din noaptea aceasta, așa cum ne-am învățat, cu rugăciune, așa cum am fost îndemnați de părinții noștri duhovnicești, și la ora 12 să ne prindă în rugăciune. De aceea ne vom ridica și îndemnăm pe toți frații care simt îndemnul acesta să facă rugăciune până în jurul orei 12:30, când o să facem o slujbă scurtă de 10 minute de tedeum de intrare în noul an. Îi rugăm pe toți frați și surori să se roage și să mulțumească Domnului pentru tot ceea ce ne-a dăruit în anul trecut. Slăviți să fie Domnul!